E bine să știi limba engleză și să vrei să muncești în Marea Britanie. Translatorii români sunt printre cei mai solicitați de instanțele britanice. Interpreții necesari ședințelor de tribunal în care sunt prezente persoane străine l-au costat pe contribuabilul britanic 25 de milioane de lire sterline în ultimii 6 ani. Datele obținute de Daily Mail arată că cei mai căutați interpreți în tribunalele britanice sunt cei de limba poloneză, lituaniană și română. În total, Ministerul de Justiție cheltuiește 60 de milioane de lire pe an pentru interpreți în întregul sistem juridic. În prezent, translatorii din tribunale sunt plătiți cu 85 de lire pentru primele 3 ore, apoi câte 7,50 lire pentru fiecare 15 minute în plus.